semnat ultimul dintre 13 contracte ale autostrăzii și alte autostrăzii Moldovei, finanțate a cărui construcție este finanțată prin PNRR. Practic, în prezența premierului Marcel Ciolacu, al ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, acest eveniment este găzduit de Consiliul Județean Buzău, reprezentat de președintele Emanuel Neagu. Semnează acest contract din partea GNAE, domnul director general al GNAE, Cristian Piston, iar din partea asocierii de constructori turci, vicepreședintele CEA-ului Consiliul de Administrație, Alurol, care este și lider de asociere, Mehmet Oviz Caripi, iar din partea Matiol, cealaltă companie care face parte din această asociere, președintele Consiliului de Administrație, Arnar Cedric.